Salutare fraților și bine v-am regăsit într-un fish vlog nou cu Ancora pe zonă și cu prietenul meu, Narcis, pe care îl salut. Ce fac, fratele meu? Pregătești nenorocirea? Pregătesc nenorocirea. Am venit cât e 12 jumate. Da. Da. El e prietenul meu, o să facem o grămadă de partide, o să-l vedeți cu mine pentru că e ce trebuie, e un tovarăș de excepție. Are băiatul aici mămăliguță, mi-a dat și el un pont cu mămăliguța, cum să o fac hau-hau. Și eu am venit astăzi cu buburuza mea, cu XXX-a mea, cred că vă era dor de ea. Și aici am și eu setup-ul meu. Sunt pe o baltă cuplată, n-am să vă spun locația, știți bine că nu mai fac reclame la bălți, sub nicio formă, și avem la noi aici ceva frumos. Undițele pe care le-am luat de la brotherii mei, de 6 metri, foarte ușoare. Iar aici avem Big Carp Range Feeder Pro. Sunt convins că o să meargă și la caras și la crab și mai avem complet juice-ul pe care l-am adăugat. Am sitat frumos, mai am câteva nade pentru că pescuiesc și la două undițe. Avem aici o undiță și la undiță vreau să pescuiesc la mămăligă și la porumb astăzi. Am uitat porumbul acasă, dar mă împrumută brother-ul meu cu niște bobițe. Am făcut eu mămăliguță, după cum mi-a spus brother-ul, și pare superbă, mi-a zis cât s-o țin. Voi pescui astăzi la popapurile de la brother-ii mei Claumar, de 6. Krill și porumb dulce. Pentru că merg pe finețe, dar numai la pelet fidere. Am mai multe tipuri, 3 tipuri de pelet fidere. O să încerc să fac și un live dacă se poate, că văd că semnalie. Cam bate vântul. Nada, am sitat-o. Nu mi-am luat o umbreluță sau ceva, am zis că, dar nu e problemă pentru că mă ocupă și o umectez. Avem apă gârlă, cum se spune, și un feeder pe care l-am pus aici cu cotorul pe pământ. Eu stau într-o zonă mai așa, m-am pus eu aici, că sunt și alte zone, dar mai sunt pescari și nu vreau să mă deranjeze, și am pus aici un pichet și mă uit la aia, bate și vântul. O cam schimb din 3 în 3 minute, așa, din 3-4 minute. Prietenul meu pescuiește aici cu o undiță și i-a scăpat un pește, un crab. Doar ce le-am aruncat, i-a tras un crab și i-a rupt, e pluta jos acolo. Tocmai ce o face și eu am pierdut un drill, mi-a luat și pop-up-ul și n-am fost atent și când m-am uitat deja era detensionat, nu mai era tensionat. Nici o problemă, l-aștept, aici stau eu, da? Acesta este locul, acesta este setup-ul, foarte simplu. Și vreau să vă arăt, ia să vedem că a pus-o pe lat. Era pe lat, probabil din altă cauză. Avem aici o boabă de porumb și astăzi vreau să vedem ce prind. Prima partidă. Suntem pe 1 mai. Eu nu prea merg la pescuit sâmbăta, duminica. Astăzi s-a nimerit să fie duminică, dar am venit pe o baltă mai măricică ca lungime, așa că nu mă deranjează. E liniște aici, vedeți că e malul, nu mă deranjează nimeni. Nu-mi place să merg, mai ales vineri, sâmbătă și duminică, pe bălți cu plată, mai ales dacă sunt pescari unul lângă altul, că nu o să prindeți niciodată, poate foarte rar. E părere personală și testată de mine, așa că prefer undeva pe o baltă, chiar dacă e privată sâmbătă sau duminică, undeva unde să am și loc. Pluta stă într-o parte ca să văd orice semnal când dă să plece și stau la feeder, chiar mă răcoresc foarte, foarte bine, timpul se anunță a fi perfect. Ia zi, fratele meu, cum ți-a scăpat aia? Uite pluta acolo. Ce zici, mai dăm, ai, vrei să vin cu minciogul să-l recuperăm? Hai că am și prima trăsătură la bobiță de porumb, un carașel. Ia să văd dacă mai am, da, uite. Văd dacă mai e bobița acolo. E și malul cam înalt. A, dar știi cum fac? Vin aici unde am feeder-ul. Uite aici. A, uite. A? La porumb a venit. Trebuie că se vede, nu? E destul de frumos. Firul ok. Mamă, trebuia să-mi ia minciogul ăla mai lung. Dar știi cum fac? Că las eu mai jos așa, uite, ca să-l aduc până aici. A, uite. Aha. Gata. Ia să-l vedem, brotheri. Pe zonă. N-am mai văzut pluta, nici n-am fost atent. Stai așa că eu îl pun sub scaun. Așa. Deci asta e primul. Oricum, e ora, fiți atenți ca să... Hei, trage și la feeder, trage și la feeder! Ha! L-am luat și aici. Da, l-am luat și aici. Stați un pic. Ia să-l vedem. O fi o roșioară, că pare ceva micuț. Carașel, carașel.
Deși că e firul de 0,16, ușor, 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 mă risc eu că n-am cum. Ia uite-l, brother. Îți place ce face monturica mea? De-abia am venit și nici n-am apucat să vă arăt cât e ceasul. Am venit cu fratele Narcis, 12:47, vedeți? La cât am venit? La 12:30. Doar ce am aruncat. Narcis e acolo pe zonă, o să mergem la el să vedem că a prins și el ceva. E fratele meu. Băi, Narcis, ăsta e mai ca lumea, băi. Ia uite-l. Ia fii atent. Ăsta s-a și dezgățat. Ăsta e mai mic, vezi? De 1 mai, fraților. Și să vi-l arăt pe ăsta. Ia uite ce a intrat la porumbă. Ia uite-l. E șoloban. Șobolan, cum le zic eu. Ok, hai să-l dezgățăm și mi se pare că a înghițit și cârligul. Tocmai de-aia e bine să avem... De fapt, să aveți și voi, brotheri. Unde gură? A, nu l-a înghițit. Dar a înghițit boaba, băi. Nici n-am apucat să... Gata. Așa, brotherii mei. Nici n-am apucat să... Uitați cum arată cârligul. E finuț. E frumos garoiul. Am zis să nu vin foarte de dimineață și nici n-am apucat să o arunc pe cealaltă, ca să înțelegeți. Pentru că am zis să dau la una cu porumb, la una cu mămăligă. Este, brodere? Este. Numai așa pescuim azi. Și putem spune că dacă nu ești, dacă nu uiți ceva, nu ești pescar. Deci am uitat porumbul, am împrumutat de la broaderul meu porumb. Mi-a dat el câteva boabe. Și ce credeți? Bine, i-am aruncat nadă peștelui și la feeder o dată la 3 minute schimb. Uite așa. Gata. Și o cârpă cu care să mă șterg. Deci sunt tare. Acum, haideți să arunc prima oară undița. Uite așa. Nu, stai. Așa, să fiu atent pe zonă. Și acum la feeder v-am spus mai devreme cu ce pescuiesc. Feeder Pro de la Claumar, am făcut toată punga și am amestecat-o cu CSL și betaină. Cârligul CLM de la broateri, frumos. Maschez aici și lansez la pellet feeder. Pellet feeder-ul pe care îl folosesc eu și îmi place foarte mult și la pelete, dar și la nadă. Așa se numește tipul momitorului, pellet feeder. Ok, ia uite, bă, frate, să nu mi iau eu o cârpă, mă, ceva. Și pescuiesc clipsat cu babele mele și mulineta și lanseta, cele pe care vreau să le dau la giveaway și nu le mai dau. I-am dat și lui fratele meu una, n-a apucat să o probeze. Uite acolo, clipsat. A ajuns în clips. O pun la loc aici. Așa, și cu cotorul pe mal aici, exact așa. Vedeți? Și mă uit la ea pe zonă, pac. Am arcuit-o un pic, e inline, o baltă privată, pentru că e prohibiție și ne facem treaba. Cam târzior, dar vedem ce prindem până diseară. 12:52. Da, fraților, exact cum zice brotherul meu. Că el știe, mi urmărește partidele la feeder. Ia să vedem ce l-am luat pe carașel, cred că l-am luat. Dar ce frumos a tras, băi, brodere. Da, păi da, nu o să pescuiesc cu multe. Ia uite, carașel frumos. Dar știi care e treaba? Că nu pot să mă duc cu... Vezi că sunt unii care pescuiesc așa, unii așa. Și eu, ca să am toate șansele, acum știu că să nu... Pentru că e firul de 0,16, să nu-l rup. Sunt unii care deja pleacă la ora asta, ceea ce nu e ok. Știi ce zic, brodere? Știi de ce? Pentru că de la ora asta începe meseria. Și mai pe după masă începe să mănânce, ai înțeles? Ia să vedem ce am prins aici. Ia uite-mă care e frumos. Vezi că e un șobolanaș frumos. Ia uite-l. Are 2,5 kg? Băi, important e să prinzi, știi? Ce zic? Ei, da. La pop-up, la porumb și la mămăligă. Îl ia fratele tău. Bă, că la feeder merge cel mai bine. Le-am băgat pe amândouă pe porumb, brotherii mei. Da, știi că nu-l ia fratele tău? Știi că iau unul după altul.
Văd că la feeder merge bine. Bă, dar bate vântul ăsta și mă păcălește, mă. Da. Ia să mă risc eu așa. No, 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 ușor, 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 ușor. Bate vântul și mă păcălește. Da, da, ia uite ce gras e. Bate vântul și mă păcălește rău că... Ia la ăsta să-i fac o poză. Stai, da, stai să văd dacă îl mai prind, că uite-l aici, s-a zăpăcit. Na, frate. L-a recuperat, ești nebun. L-am prins, a scăpat, dar l-am prins până la urmă. Vezi, mă, ce înseamnă, frate? Să nu fie, să te joci? Gata, nu mă mai joc. E bine că s-a mai înnorat. Uite-l, 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 uite-l. Ia uite-l, unde era. Mamă, s-a... A, a ieșit, a ieșit, a ieșit. Da, da, da. Ia uite, bă, ce urât ești cu malul ăsta, bă. Unde m-ai adus, bă, broadere? Pe malul ăsta? Da. Cum fac eu să-l păcălesc pe ăsta? Știi cum? Ia fi atent, lasă asta jos așa. Da, bă, uite. A, stai mă aici, bă. O să fac o scară. Uite așa. Nu cad, nu cad. Hai, brother. Gata. Ai văzut? A, păi stai așa că mă duc și mi-aduc am o... Ah, m-am și urzicat. Da. O să mă duc să mi-aduc o daie, mă, că... Să fac o treaptă. A, gata, brotherii mei. Vezi că e mică codița de mincioc. Uite mă că n-am fost atent la pătrățica, ai văzut? Da, hai că am dat cu el de pământ. Hai lasă că e al meu. Nu dau pe catch and release. N-avea cum să iasă de aici. Brotherii mei sunt pe el. Hai să vedem, mămăliga, porumbul sau pop-up. Până acum la pop-up a mers cel mai bine. Stau eu pe malul ăsta. Îmi place zona asta mai sălbăticuță așa. Contează să stai de el că așa prinzi. Asta ne uităm noi. O să vin cu brotherul meu să facem un fel de concurs amândoi. Băi, să ții pariu, da? Fii atent, care câștigă îi cumpără lui celălalt o undiță. Dar nu undiță de asta. Hai că facem, lasă că mă gândesc eu. Sau o boloneză. Dar nu, că ți-am dat una albastră de asta ție. O mulinetă. Hai că facem pariu pe ce are fiecare nevoie. Nu, poate facem gen... Hai să... Care pierde, care prinde mai puțin gen, îi dă la alt, îi ia în valoare de 200 de lei, să zicem. Bine. Așa o să facem pe viitor. Îl știu pe broatorul meu de scurcăreț și mă ține. Ancora e pe zonă. Mi-a spus foarte mulți că, bă, tu îți desenezi ancora cu pixul mereu pe mână când te duci la pește, auzi, mă? E tatuaj pe viață, fraților, că sunt pescar pe viață. Dacă dau cu pumnul în apă, sar Nova 500 20 de... Bă, am dat odată după ce mi-am făcut tatuajul, dacă am dat cu pumnul în apă, au sărit 3 Nova și vreo 20 de hectare în sus. Wow. Hai că mi-a pus pluta pe lat. Aici o cam încearcă, fii atent. Uite, a luat mămăliguța. Ia uite, bă, ce ciocan e de la asta, bă, la feeder. Ia. L-am luat, mă, cred că l-am luat. Bă, ce ciocan i-a dat, îl mut, mă. L-am scăpat, băi, frate. Gata, mă, le mut. Nu mai. Bă, ce ciocan i-a dat, cocoș. Băi, să moară. Aoleo. Stai că l-o mut acum. Ha? Ia. Bă, dar cum îl ridici? Cum îl ridici de acolo? Bă, ia stai. Vrei să te ajut eu? Ia stai. Fii atent, stai așa. Hai că nici n-am apucat să mut asta, fraților. Să mut... Fiți atenți să-l ajut că... Bă, de ce nu ți-l ajut ceva mai lung, mă? Hai că stai acolo, stai așa, ca să te ajut eu. Trage și la aia altă? Hai. Păi... Gata, hai că l-am ajutat eu. Da. Ia-l de acolo. Ia vezi, sau o las jos? Hai că las acolo, da? Ha. Da, păi i-a tras și la aia și putea să fie crap. Hai că vedem noi în continuare, hai să mut ăsta. Vezi dacă poți să-l păcălești acolo. Uite, bă, așa, e altă treabă, mă. Ia să vezi că deja o țăcăne pe asta, la feeder. Cred că trebuie să o scot eu din nou, că mi se pare că... Ia vezi, poate o agăs cu aia la altă. Am mutat-o, fraților, nu mai e treabă. Am pus-o aici ca să o am în față. Și văd că o țăcăne, cred că o să o scot eu afară și o singură undiță aici, că o să dau la mămăligă.
Și la ăsta la pop-up. Mamă, ligă, mai schimb porumb. Ia să vedem. Ia, uite. Că așa pot să o scot și eu direct. Ia uite, bă. Păi am pierdut-o. A, cred că e agățat. A, nu. Da, e de-aia mică, mă. Da, fratele meu, da. O roșioară mică, dar știi care-i treaba? Îmi semnalizează orice trăsătură, ai înțeles? Așa când o văd aici. Că o am în față aici. Și nici vântul nu mă mai păcălește. Ați văzut? Eu vedeam semnal. E, ce părere aveți, mă, brother, mă? Chiar dacă e mică, e clar că cârligul lucrează. Na, da, e perfect aici. O să o încarc un pic așa, da? Țap. Punem aici momeala perfectă. Uite așa. Îi mai dau și cu niște aditiv, dar nu acum. Se plimbă și o lebădă cu noi. Și frumos clipsat, ia să vedeți. Pe zonă. Acolo, în același punct. Gata. Cred că are, da, are un metru jumate apa. Coboară într-o secundă și ceva. Ia uite-o. Gata, fraților. E perfect. Ia uite, e absolut perfect. S-ar putea să am la din două în două secunde trăsături, că văd că începe să... Plus că am pus-o într-o poziție în care o văd și eu și simt orice trăsătură, nu mai bate vântul. Ați văzut? Unii au plecat. E ora 2:46. Au ce se zbatește aici. Au început să vină. Hai să o arunc și pe cealaltă, după aia o strâng. Cât să tatem la asta. Hăve, ce treabă fac eu la feeder azi? Mamă, brother, ce trăsătură frumoasă de... Ia uite-l, ia fii, ia uite la păr, brother. A? Nu știu, dar cred că e caras mai măricel. Dar aici se vede și mai bine, vezi că bate soarele. Cred că e caras mai frumușel, așa mai răsărit. Mamă, dar ce ciocan i-a dat, ai văzut ce înseamnă să fie lângă mâna ta? Ia să-l vedem aici. Frumușel. Nu e mare, dar nici mic. Ia ca să nu-l scap eu, ca să fac o treabă. Bună, mi-am făcut aici o scăriță. A, e mai bine, mă, ia uite, brodere. E, vezi? Dacă o fi crap, cobor până jos. E, altă treabă, brodere. Nu de alta, dar am mai fost la pescuit, ca să înțelegeți. Și ție zic, frate, și cred că ai văzut. Și de multe ori nici n-am mai filmat. La bătaie de joc, așa, știi? Îi ridicam în sus. Și câte 2, câte 3, câte 4 se erau la număr. Ia uite, bă, ce fraier sunt. Hai că l-am pus pe jos de la murdărit. A, păi e frumos, mă, ia uite, nu e... E frumos șobolanul ăsta. Șoloban. E un șoloban cu ciolofan. Am schimbat locul, am dat, cred că vreo 3-4 metri, nu, vreo 3 metri în stânga și mai departe cu câțiva metri. Frumos. Frumos, de-al casei. Mai e pop-up aici? Mai e. Eu și testez pop-up-ul înainte să-l... Uitați așa. Îl testez aici de fiecare dată. Uite-l. Să se ridice puțin tel, să ridice cârlicul puțin. Îl și testez, că altfel nu. Și băgăm aici una, două, trei mânuțe, ca la obor. Zici că sunt la obor când pun, roșii sau de-alea, știi? Pac, pac, pac. Așa, brotherii mei. Și să vă arăt acum și unde lansez. Frumos, pe zonă. A ieșit și soarele. Nu mă las, eu vreau să prindă și narcis. Ce? Da. Uite acolo, ia. Ăla e. Mai, chiar până în clips. Mai era 30, dar n-am aruncat prea tare. Atât, perfect. O fi ciortă nașcă, ia uite-l. Da, ai văzut? A venit cât? A durat un minut? Nu, 2000, a? Hai, cred că un minut a fost. Carașel, se pare că e carașel sau fi ciortănaș, dar nu cred că e ciortănaș, nu. E caras. Băi, ce trăsătură. E caras, dar e mai măricel, se vede. Ia uite-l. Da, bă, e mai frumos. E frumosel așa. A, păi fii atent pe zonă. Da.
Hai, brother, eh? Ha. Hai la șeful. Gata. Nu, trebuie să-mi iau micioc mai lung, băi. Coadă mai lungă. Mi se vorbesc cu băieții ăștia la Claumar, dacă să văd ce coadă găsesc mai lungă. E bun, e bun, capul de micioc e șmecher. E cum trebuie. Oi, cu e ce trebuie, fraților. Cum zice brotherul vostru. Bun, ce avem noi aici? Un caras și vedeți că prind numai carași frumoși. Nu mă întrebați de baltă că nu mai fac. Carașel, băi, l-ai luat, a? Bravo, când mi-ai zis ce e asta, brother, am crezut că mama l-ai luat pe Crăpcean. Hai că da, frumos. E frumos și el, mă, băi, vezi că n-am prins decât de-aia frumos și așa. Și fac că e lume pe aici, pescari, care se cam plânge că nu prinde, este brother. Ai văzut că au și plecat? Păi, dacă tu pleci la ora 2, la ora 1, când atunci începe să mănânci, ce vrei? Da. Nu ne comparăm noi cu... Te descurci, mă? Mai greu de pe malul ăsta, a? L-ai pișcat? L-ai luat? L-ai și băgat acolo, bravo, frate. A, l-ai luat? Gata, 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 hai că te ajută fratele. Oh, yes. Gata, mă, l-a luat fratele meu. Hai, hai, hai. Da, bă, l-a luat fratele Narcis pe zonă. Mă pup și pe mine pe obraz. Viața mea, trăiască fata și băiatul lui. Bă, mi-a dat... A luat ciortan, uite-l. Mi-a dat rușine, bă. Pentru asta trebuie să-l ajut să-l scoat. Mi-a dat rușine, bă. Mamă, să moară. Opa! Lasă-mă, lasă că... Mamă, să mă... Lasă-l, mă, că nu... Mamă, adă-l, mă, încoace. Ușor, așa. Cum să-l scapi? Lasă. Îl las ca să nu... Hai așa să filmez. L-a luat, bă, și am zis că... Mamă, ce suflet are. Bă, ăștia sunt casă și sălbatici, ia-l de aici. Ușor. Hai că, ia stai, te descurci? Da. Mamă, pe unde m-am băgat să moară? Să mai ieși? Da, cum? Hop! Știi care-i treaba? Mamă! Mamă, dar ce am? Ia stai așa că vin să-l văd. Ia uitați-vă. Ce vrei, băie? Uite, nu mai e pământ pe șosetă. Mai că da. Ia să-l vedem, broadere, să-i luăm analiza. Ia arată-mi-l. Bă, stăm noi aici, dar avem șanse mari. Socorchiu-n prale. Mamă, e șuie așa, bă. Un mic șoloban. Șoloban. Vezi că n-a fost, că pe balta asta nu se năvodește, vezi? Da. Nu se scoate peștele. Poți să-l scoți? Da. A, e aproape, mă. Bravo de brother, mi-ai dat rușine să moară din Larisa 23%. Dar ce zici dacă mai încolo cade și la brotherul 3-4 bucăți? O să vin până mai pe seara. Hai, da. Da. Bravo. La... El pescuiește cu un feeder și cu plută. Are o plută pusă? Băi, e frumos. Ce suflet are în el, bă. Nu pot să-l iau. Du-te cu ăsta așa și du-l. A, îl bagi... Păi și îl bagi în aia? Păi, hai, te descurci că arunci, da? Bravo, bravo. Bine, brodere, bine, mă, fratele meu, mă. Gata, l-ai luat iar? L-ai luat iar? Ciortanuș. Eu abia ce-am... Ia. L-a luat pe ciortanul, l-a luat, că nu e caras. Nu e. La babă de porumb. Da. Cum facem? Păi, bă, e mai lung ca ăsta? Scoate-o pe aia așa. Sau s-a dus peste ea? Auzi? Nu poți să-l aduci încoa? Ia bine încoace. Stai așa. Să fac eu loc aici, uite. Mamă, cade malul să moară. Mamă, bine, mamă, să mor familiei, lasă că am sărit iar jos aici.
Mergi, mă, ține-mi pariu dacă e cum. Ia uite. Ce să-i facem, bă, dacă... Dacă... Da... Bravo, vărul meu. Bă, aici să-mi fac eu o scară, bă, că nu mai pot să urc, bă. Uite așa. Mă țin de rădăcinile astea. Bă, da, mă, la fix. Mamă, ce țepă am luat, mă. Mamă, ce clasă îmi dă brotherul, dar știți care-i treaba? El vine de mult aici. El e hau. Și eu, asta e prima partidă din foarte multe pe care vreau să le fac. Și nu numai aici, am mai multe. Ia să-l vedem. M-am prins și eu până la urmă. Da, 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 păi ce? Așa e la pescuit. Uite, mă. Ce viață are în el. Da, uite. Cum pescuiește? Cu o lansetă de feeder, plută, exact cum vreau eu și cum îmi place mie, ca și la boloniez. Ia, mă, nici n-am apucat să dau drumul la înregistrare. Ia uite-l. A? O fi ciorti? Ia uite-l. Băi, e ciorti. Sau s-a agățat? Ha, cred că s-a... Da. S-a agățat, mă, s-a băgat în agățătură. Era ciortan, da. Îi dau un pic drumul și de ce? Poate, poate iese de acolo. Ia să-l văd. E și agățătură. Uite, 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 se duce cu ea, se duce cu ea, se duce cu ea. Uite, uite. Poate îl scot. Uite, 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 uite. Ia. Gata, gata, l-am scos, l-am scos, l-am scos, l-am scos. Stai așa, să trag în sus. Să vii cu ăla al tău. Cred că e ciortan. L-am scos din agățătură, mă. A, nu, mă, e caras, mă. Ia, uite, bă, dar s-a băgat în agățătură, mă. Mamă, ce caras galben, fii atent. Ia uite-l. Ia uite ce am crezut că e. Ia uite, bă, galben, bă. E auriu, e de la sălbatic. Bă, brother, eu am crezut că e... Ce ai, mă, ești nebun? Ho, ho, ho. Mamă, e de la de stuf, brother. Ia uite, e galben, ești nebun, ia uite. E cocioc, da, mamă, e de la sălbatic, brotheraș. Adică... Superb. Crapi? Păi trebuie... Uite, 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 uite. Da. Ai văzut ce o țăcănea? E carașel micuț. Dar vezi ce frumos. Deci se simte orice... Orice trăsătură fină. L-am lăsat un pic să țăcăne, știi? Da, nu e... Reușit, dar uite, uite, uite ce putere a avut. Ia uite-l, a, e frumos. Ăsta e, fii atent, e mai auriu. Ăsta e, e gri metalizat. Da, ăsta e vopseaua bună rău. Da, băi, ești nebun, ăla era galben închis. De ce înseamnă să nu năvodești balta? Foarte tare. L-ai pișcat iar? Ce? Am auzit că n-am fost atent, am pus-o... Iar l-ai pișcată? A? Mamă, e mai cârjă ăsta, e mai puternic. Eu nu mai vreau să mai schimb, că mi-a zis și el, bă, dă-i și tu la porumb la ăla, că-mi dă el o plută. Nu, frate, nu. Azi am venit la feeder. Da, bă, s-a dus, e mai mare. Eu am venit la fidereală. Ei. Ce-i ăsta, șoloban? O fi și o boloi? Auzi, a început să sară, vezi? Nu, altă dată o să vin și eu frumos, că mi-a zis el că dacă îmi dă un momitor. Nu, frate, lasă-mă la feeder, exact, vreau să văd la pellet feeder ce prind, cum merge, vreau să testez și eu. Este brother. Că data viitoare știu că el pescuiește frumos la boloniesă cu o boabă de porumb și ce credeți? E da să mănânce, mă, ceva acolo? Nimic. Și eu știu unde a dat alea, o să-mi iau dipperul, să vedem. Ia să vedem chiar ce e. Că uite, nu pot să dau zoom. Așa, 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 scoate-o și pe aia fă-ți loc. Mama are 3 bucăți de crap. Asta e a 4. Dă, Doamne, să o scape. Râzi, ea. Doamne, ferește. Nu, no, fraților, că pe mine nu. E mai măricelă, a? Nu e mare, dar e frumos. Nu e mare, dar e frumos.
A început să iasă soarele, după cum vedeți, cerul e așa cum e. Băi, contează să avem activitate de brotheri. Asta contează cel mai mult. Ia uite ce frumos. Hei, uite și la mine, uite. Stai să văd dacă am mai tras. Băi, ești nebun. Băi, ce ciocan i-a dat. E la ea, e la ea. Da, am luat un carașel, cred. Băi, ce n-am fost atent, dar cred că l-am și scăpat. Da, l-am scăpat, băi. Nu. Mamă, broadere. Bă, ce a tras. Uite, vezi, s-a dus și pop-up, s-a dus și tot. Hai, sus. Da. Lasă-mă telefonul să sune. Au ce frumos se zbate. Mi-a dat rușine. Ce-i drept, eu nu pescuiesc așa, pescuiesc la fider. Ce-ai făcut? Ai rupt un... Auzi ce se zbate brotherul cu el. Hai, brother, ridică ciorti. Nu, trebuia să-l dai mai așa. Lasă telefonul. Ce? Altceva, că s-a încurcat plasa. Care? Stai așa că vin eu. Ține-l acolo. Dă-l pe al tău, că n-am cum. Ia, dă-l încoace. Ah, da, sau așa. A intrat ăsta. Bă, pe nu așa de mare, mă, că... Stai un pic. E prea... Sunt ochiurile... Ce? Sunt ochiurile mari. Trebuia cu ochiuri mai mici. Ai și boschez de în el. Da. Gata. Oi, coiunță, trebuie. Ai sus, tate, nu. Hai, tată, uite, Pluta, da? Pluta, un feeder. Și crești multe pe jos. Și eu l-am patru bucăți, mi-a dat rușine. Bravo, fratele meu. Dă cu el. Hai că e ce trebuie. Oi, că e bine rău de tot. Oi, sus, tate, nu. Și noi avem aici bătrânele mele, combinații. Nu-mi spuneți balta, că nu vă dau balta. Nu mai dau nume de nicio baltă din lume. Nu mai dau numele, că nu se merită. După aia spuneți că am fost pe balta cu tare și n-am prins. Ok, nu mai spunem numele bălților, că mie nu-mi place să dau nume. Vreți să prindeți, căutați. Uite, a ajuns în clips. Că și eu aici prind, nu prind. Îmi fac combinația, fraților. Care cunoaște balta, să fie sănătos, eu sunt pe zonă. I-a dat un ciocanel frumos, așa. Păi uite așa, dintr-o, cât un caras, câte un caras. Băi, știți care e culmea culmilor? Eu prin caras, el prinde crab. Dar pescuim diferit. Eu la feeder, cu babele mele superbe. Și el la boloneză. Data. Da, uite, fii atent că e frumos. Uite-l. Ia uite, bă, se bagă în s-a băgat sub crac aia, bă, ești nebun? Ia uite-l. Ia uite, bă, cum. Auzi? Poți să vii tu cu ăla lung al tău, că... Da. Nu de alta, dar am rupt și ăsta și așa pot... E, a intrat pe sub crac aia și am rupt și ăsta, știi? Ține-l tu așa. Ține tu așa, ține-l așa, nu-l trage tare. Da, lasă-mă că-mi iau eu coadă mai lungă, ia. Ca să-l bag pe sub ăsta, că-l iau cu totul. Nu, stai așa. A scăpat peștele. Da, a scăpat. Da, a scăpat, da. Nu. Băi, ce cracă nenorocită, băi. Na, ține tu asta un pic. Fă-tu-ți norocul, măti. Am pierdut și peștoiul, dar nu asta ar fi problema. Uite, vedea, uite, ce vorbești. Era în gura la pește, dar s-a răsucit pe sub ăla. Da, asta un pic, da, gata, mersi. Ce să-i faci? Ai văzut ce frumos era? Nu-i problemă, se întâmplă la case mari. Ce-ai pus la asta, porumb? Da, brother, i-ați văzut ce se întâmplă, adică îmi place când se întâmplă și chestii de-astea, deși că nu-mi place, dar... Deci peștele era acolo, dar când l-am atins un pic, a fugit, n-am avut ce să-i fac și era frumos.
Nu-i bai, nu-i problemă, nu e motiv de supărare. Dar am văzut că îi place, culme, când îi pun un aditiv referitor la chestia asta cu bălțile, că nu mai dau nume de bălți și nu vedeți că nici reclamă la aditive ăștia și la altceva nu fac, pentru că nu e treaba mea să fac reclamă la ei. Voi îi încercați și care considerați voi că e mai productiv din punctul ăsta de vedere, mai cumpărați, dacă nu, nu. Deși că toți au ceva în comun, niște condimente, spice. Ok, a ajuns în clips, gata, o punem aici pe băț și așteptăm. Nu avem ce să facem altceva. O vreme foarte frumoasă, nu trebuie să disperăm. Nu dispera, ia sticla și bea, cum se spune. Nu, brother-ul meu. Mamă, dar ce are ăsta acolo, brother-ul, Narcis? Foarte bine, așa și trebuie, că el cunoaște lacul, dar nu neapărat asta. Păi vă dați seama că el a mai pescuit de mai multe ori aici. Are deja 4 bucăți. Eu de-abia am venit, pac, pac, nici n-am sondat, ca să înțelegeți. Nu mi-am luat plumb de sondat, am zis, bă, neapărat, și n-am pierdut niciun, aici m-am urzicat rău. Am rupt urzica asta cu mâna. Și n-am rupt nicio montură, doar s-a agățat odată cu un caras, am zis că e ciortan. Dar nu-i problemă, nu-i problemă, nu-i problemă, că e ce trebuie. Ce-ai pus acolo, o mămăligă? Vezi că e la aia. Da, am luat și roșu. L-ai luat, mă, pe caras. Ia să vezi. Uite-l, ia uite-l. Ia să-l vedem. Da. Carașel. Ai văzut? Este, frate, activitate. Păi ce? Asta nu e nimica, e decât prima partidă. Gândește-te că eu n-am mai fost la pescuit. Știi când am făcut ultima partidă la pescuit? Pe sălbatic. Ia uite cum vine, băi, ia uite-și că e Novac. Ultima partidă am făcut-o pe sălbatic. De atunci n-am mai fost. Și pe unde mă duc, n-am cum să iau eu lamp. E imposibil, nu că... E imposibil, pentru că prind. Stai. Uite, acum... Uite-l, vezi că el se zbate. Și eu fac o prostie acum, știi? Da, mă bazez pe... Da, am sărit chiar acolo unde dai tu. Ah, da. Lângă mal? Ce vrei? Uite, pe acum sare acolo, că nu sunt oameni acolo să facă gălăgie cum făceau mai devreme. Ok. Uite-l, vărule, pă. Fii atent, eu prind numai caraj frumoși și tu prinzi numai ciortănași frumoși. Nu mut locul, mă, lasă-l tot aici. Da, l-am învățat acolo, am nădit acolo. Cobor eu mai greu aici. Da, cobor. E bine că am pentru ce să cobor. Așa, brodări. Ia stai, mă, să văd ce trage la asta. Fii atent, am pus-o la porumb. L-am luat pe caras, mă. Ai văzut? A? Da. Ia uite, bă. Da, mă. Uite și baba acolo. Mamă, și să vezi ce fire, ești nebun de 0.14. Păi, ești nebun. Să ridic cu ea așa? Ia. Hai sus, nu te zbate, că te bate. Ia uite, bă, ce garoi ca lumea, brother. Boaba de porumb s-a dus. Ia uite, mă, fraților. Ce? Nu, că mai am. Am zis ca să nu mai pun, că... Ia uite, bă, garoi frumos la... Știu ce spui, știu. Uite-le. Da, se rupe direct, știu. Lasă, bă, să plece. Îl aștept să vină. Și uite, bă, ce cârlige bune. E mai mic și arțăgos rău de tot. Da. Și firul de 14, uite, ia uite. Mi se pare că e de 12, dacă nu mă înșel. Nu mai știu sigur. Dar n-ai, cred că e 14. Nu, e 14. Și am uitat porumbul acasă. I-a dus brother-ul. Uite așa, îi pun o bobiță mai micuță. Dacă e ceva, mai tai din ea. Și o agăs pe spate așa. Uite așa, pac. Și o las acolo. Am și nădit, stai așa că... Uite așa. Am și dat ceva mâncăric acolo. Gata, brotherii mei. Acum... S-o arunc pe asta.
de la vânt și de la soare, de la căldură, se mai usucă. Da, cum? Și n-a de asta. Dar nu e problemă că am aici detectorul de minciuni. Îi dau cu mir. Și fii atent că de fiecare dată am prins caras când pun de asta, ca să înțelegi. Ia uite. Ai văzut? E o soluție. E un atractant. Un atractant de krill și e puternic, miroase frumos, știi? Păi fii atent, gândește-te că clips, ia uite, l-ai văzut? Clips frumos. Fii atent că atractantul ăsta are ceva bun în el, știi ce zic? Știi, hai să zic faza tare. Dacă începe să dea crapul acolo pe zonă sau pe aia, tu îți dai seama cum vine la atractantul ăsta? Dar e plin de caras. Nu e distanță, dar dau eu acolo sau poate mănâncă între apă, ai observat? Ai văzut că vine omul să strângă gunoaie? Nu e urât să lași pe loc să zică, bă băieți, bine mă, n-ați strâns și voi? Ha? Nu, frate, de unde, de câte ori am fost și pe unde am fost, mi-am strâns. Am strâns, am lăsat locul curat. Aici a scăpat, ai văzut? Mai devreme i-am schimbat momitorul, am agățat și l-am rupt, s-a rupt. Și am pus alt momitor. Exact, așa. E mișto. E mișto, ăsta are 30 de grame, cel pe care l-am pus acum e de 20. Pentru că până acum am pescuit cu un pellet feeder și s-a rupt. Am agățat, am dat un pic mai înspre el, am zis că pe acolo e ciortanul, dar oricum m-am apropiat de mal. Din ce am observat că și sare, m-am apropiat de mal mai, să zic așa, la încă cu 3-4 metri. Și acum chestia e că am avut o trăsătură mai devreme, puternică, era frumos foc. Ia zi, brodere. Băi, degeaba zic eu ție să zici că știi ce zice lumea, pescarii sunt cei mai mincinoși. Da, dacă n-am prins pe filmare. Deci stătea fraților îndoită pe din două. Și a scăpat că e cârligul mai micuț, cred, sau nu s-a agățat bine. Nicio problemă, la fel, cu același cârlig am dat, nu am schimbat cârligul. Vreau să văd iar o trăsătură. După o mică pauzică, a mai venit un carașel, dar am schimbat momitorul. N-am mai lăsat același momitor și răbdare, cam asta e. La un pop-up alb, s-a dus și ăsta. Cred că l-ați văzut. Și asta tot din vina mea, asta ca să înțelegeți. De ce din vina mea? Pentru că n-am băgat minciogul, da? Nu am avut treabă cu minciogul. Am schimbat cârligul, am pus un cârlig de ăsta mai fain. Ca să zic așa. Da, ați văzut? Zici că nu îmi arde așa de pescuit. Asta că mă grăbesc de fiecare dată. Hai să-l scot așa, să nu-l mai... Uite așa, o pun. Perfect. E ce trebuie. Dar eu azi vreau să și testez, să vedem care, cum funcționează cel mai ok. Se pare că pe toate trei momitoare a mers, dar mai am eu un as în mânecă, mai am un tip de momitor. Uite așa, o să-l testez și pe ăla. Am mai luat unul, dar l-am scăpat aici. Mare, frumos. Da, din prostia mea, că nu l-am mai luat cu minciou. Lasă că mă țin de ei acum. N-am fost atent și eu uite ce dansa cu ea. Nu, l-am luat. E un carașel, ia uite-l. Ia uite și la tine și la mine, ia uite ce face la vârful ăsta. Da. Ce-ai făcut, mă? Bă, ți-a scăpat sau... E agățat în aia. Uite-l aici. Nu-i mai scap eu, gata. Îi iau direct așa, pac, pac. Ia uite. Că am scăpat vreo 4 așa. Păi ce facem? Am venit să pescuim sau am venit să facem catarincă de Mr. Fishy? Uite așa. Gata, brother. A
mai venit un mister. Ui, e frumos, e frumos. Ia uite-l, brother. E șoboloi ca lumea, băi, ești nebun, mamă, ce durdoie. La cârligul ăsta nu mai avea cum să mai... Gata, brother, un narcis pleacă. Mamă, ce... Ce frumos sunt. El pleacă, nu mai stă. Eu mai rămân pe zonă. E ora... Cât e ceasul, brother? 5:51. Eu mai stau. N-am luat niciun ciortan, am avut, cred că, 3 ciortani. Adică 3 trăsături puternice. Haide, băi. Ușor, brother. Oi, hai, sus, tată. Haide, era să cad. Ia. Oh, mamă, băi, ăștia sunt negri, bă, sunt sălbatici de aia, băi, ești nebun. Sunt de stuf. De cocioc. Negrotei, brotherii mei, vedeți cum sunt crapii? Bravo, fratele meu. Asta e mână sănătos acolo. Da, ne vedem la următoarea partidă, mai stau pe zonă. A tras la asta și eram cu undița și aluneca și aia. Am luat un carașel. Da, eram cu undița pe zonă. Și acum o să vină carasul pe zona aici. Nu lasă să se ducă în jos, că sunt crăci. Ia uite. Gata. Nu lasă să se ducă în jos, că sunt crăci. Se bagă în ele. Credeți că el nu știe cum să scape? Da, e hoț. Frumos, caras frumos. Da, ce trăsătură, băi, frate, băi. Uite, chiar frumos. Și vezi că nu e chiar rece. Peștele e călduț. Ceea ce îmi spune că e ok. Ia uite-l. Altul. Au ce joacă. Da, unul după altul, vezi? A început să vină. Da, da, da. Uite-l. Și numai caraș frumos, fii atent. Uite, da. Nu sunt mici. Tu ai prins vreodată brichetar pe aici? Știu, bănuiesc. Trebuie să-mi iau alt mincioc de ăsta, mai power. Păi ăsta e mai coada mică. Coada scurtă. Da. Ia uite, brother. Uite, vezi? Deja a scăpat. Deci trebuie atenție că scapă. Ia uite-l. Da? A, pe ce, mai e vreuna în apă? Frumos. Hai, 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 uite-l, uite-l, uite-l. L-am luat. A, cred că ați văzut vârful, ce frumos a tras. Bun, se pare că pe seară mănâncă mai bine. Ce-i drept, din ce am observat, peștii sunt mai calzi. Nu mai sunt chiar atât de înghețați. Aici trebuie să-l țin în sus. Că uite, se bagă în boscheții ăștia. În crăcile astea, că sunt niște crăci aici. Ăla e. M-am mai jucat, mai o oboseală, mai una alta. Lasă-mă, frate, că nu-i mai scot așa cu firul lui, pentru că îi scap. Bun, se pare că momitorul ăsta dă roade, dar acum să nu vorbesc cu păcat, deoarece se poate ca și peștele. Uite, vezi, a scăpat, s-a eliberat. Și nu datorită cârligului, ci că s-a, pe galbenul ăsta am prins. Fiți atenți ce avem aici ca montură. E șmecher, pentru că am prins un crap, a fost un crap, că s-a îndoit jumate. N-am apucat să dau drumul la înregistrare. O să folosesc crilul și tot pe galben o să pun. Se pare că nu s-a agățat bine. L-am agățat, s-a simțit, era forță, era forță, forță. Uite, 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 uite. Băi, cred că l-am ratat. Ce n-am fost pe zonă.
Uite. Se vede? Ia să știu când să-i dau țepul, ia să văd dacă mai e acolo. E acolo! Da, l-am luat pe ciortan, pe caraz de fapt. Ați văzut ce o tremura? S-a lăsat așteptat. Dar vine pe seară, te distrat, te distrezi la pescuit, pe orice baltă, uite-l. Balta asta să știți că îmi place, îi dau nota 10. Nota 10 are de la mine această baltă și nu insistați că, uite acolo, se mai poate agăța că sunt niște crăci. Nu insistați că nu vă dau, ia uite, chiar acolo s-a băgat. Ei, crezi că e prost? Deci trebuie să-mi iau al băț mai lung, al cotor. De mincioc. E mai periculos pe marginea asta, dar pare locul progresiv. Pare locul destul de bun. Și sincer îmi place mie locul ăsta mai sălbatic așa. O, e bun, mă, brotherii mei. Ce vorbești, mă? Ha? Ce vorbești, mă? E înțepat perfect, corespunzător. Și energie solară are în el. Eco. Auzi ce fac aia în apă acolo. Super. Îl pun aici pe... Îl agăs pe fir așa, ca să nu fugă. Ce vorbiți, mă? Numai carași frumoși, fraților, nu loviți. Ăștia sunt carași și bălții. Se pare că această baltă, sub nicio formă, nu populează. Pentru că a crescut, crescut carasul aici foarte frumos și foarte voios. Ia uite ce acolo. Ce vorbești, mă? Ah, m-am urzicat. Asta face bine urzicată, brother. Uite. Mamă, nu știu dacă l-am prins. Taoleu. Hă? Paoleu, ce țac i-a dat. Hă? L-am luat? L-am luat, e mai micuț. L-am luat, brother. Băi, ce țac i-a dat, ați văzut? Da, ăsta e mai micuț un pic, dar e palmar. Păi, e bun. E frumos, ca restul. Mamă, ce... Nu știu dacă s-a văzut, o să încerc să dau zoom, dacă cumva se poate. Ia uite-l. Oi, sus, tată, ia uite ce face butt dance. Oi, că da. Nu scap tu de cârligul ăsta de brother. Zice brotherul tău că nu scap de cârligul ăsta. Cum nu scapă copilul botezat de popă, nu scapă nici peștii din cârligul ăsta. N-a dat de la brotherii mei, frumos. V-am spus la început, nu stau să dau o grămadă de detalii. Deci nu sunt figurant sub nicio formă. Vă spun la începutul fish vlogului cu ce pescuiesc, cum pescuiesc, dar nu vă spun și unde, da? Decât când mă duc la Dunăre. Da, fraților, am pescuit la Dunăre sau pe baltă sălbatică. Și pe baltă sălbatică. Păi după aia... În fin. Și pescuitul clipsat, da, aveți dreptare că vă arăt eu. Aici, pe tambur, aveți un clips. Clipsul e acesta. Stai așa. Ia să, uitați, ăsta e clipsul. Dar o să vă arăt eu cu camera cealaltă. Da? Și când lansați, țineți minte unde, eu lansez în direcția aia. Acum, lanseta trebuie să stea deasupra capului. Și fiți atenți, când, după ce lansez, acum trag lanseta înapoi. De ce? Pentru că ajunge în clips, da? Și aștept să cadă metodul. Nu mișcați. 2-3 secunde nu mișcați lanseta, da? Ca să cadă metodul sau momitorul în apă. Dar de fapt la metod, când, ca să cadă exact cum trebuie. După care pick-up-ul îl dați înapoi și uitați-vă și voi, gata. Ea deja stă arcuită, stă semi-arcuită puțin. O să iau eu camera cealaltă să vă arăt. Mamă, ce vânt s-a stârnit, brother. Nici nu mai vezi. Ia să vedem ce am luat un carașel. Că nici nu mai e... Sau e ciortănaș, carașel. Nici nu mai a început un vânt. Nici nu prea poți să mai observi zona aici. Iuba! Dar nimic, sunt bătăios și scap. Nu vreau să-i scap. Așa că îi prind și... Așa, îi iau cu minciocul, că de-aia ai făcut. Pentru asta ai minciocul. Nu de alta, dar mai sunt unii care spun...
Ai, frate, tu chiar orice peștișor îl scos cu minciogul. Nu dacă sunt mici. Dar îi poți scăpa. Uite. Și eu am prins numai caraș frumos. Azi, numai balșoi. Aoleu, sunt convins că o să rup și 10-15 kg de caras într-o zi. Stați un pic să înceapă ei să facă spume. Mai exact, să înceapă ei forța aia, cârja. Ce-i drept, eu am prins și în ianuarie, și în decembrie, și în martie. În fiecare lună am prins. Și prind în fiecare lună. Mamă, ce mi-a tras-o, băi, încercam să văd dacă pot să fac live aici. Băi, nu se poate așa ceva. Ce caras puternic. The brother. Ce caras. Deci, Lanseta, vreau să spun că e criminal. Iar l-am luat. Iar l-am spart pe caras, i-am dat niște năduță. Fac și un live frumos. L-am cam spart pe caras. Și uite așa, fac eu treaba să moară alții de necaz. Hai că da. La finețe, maxim. Pelet fider. O să vin să încerc și la metod. A, uite-l. Frumos. Frumos, frumos, numai pești frumoși am luat azi. O baltă superbă. Nu dau denumirea, nu insistați. Nu o să mai auziți din gura mea niciodată un nume de baltă. Gata, adio reclame. Au, ce frumos cântă muzica pe partea cealaltă la cineva. E la cineva acasă, se aude frumos. Balta e frumoasă, îi dau nota 10. Pește mare, pește frumos. Ciortan, i-ați văzut ce a prins Narcis, da? Și el mi-a spus, bă, brother, vezi că se prinde, e ora 7:48, am venit la 12:30, să zicem așa un 1, pe la ora 1 am început să prind pește, e ok, ca și administrație din ce observ, adică stai de când se crapă afară până când se întunecă, nu e o administrație care să, mamă, ce a sărit aici. O administrație să zică nu pescui acolo, nu acolo, nu cu alea, nu cu alea. E, uite că aceasta este o baltă și ieftină și cu mult pește, unde te lasă să ieși pește așa la limită, 5-6 kg de caras. Acum și eu dacă aș prinde 10 kg, 15 kg de caras sau crap, o să vedeți că o să prind, nu o să iau atât, clar. Că na, ce știți voi, pot să vin să-mi iau 15 kg, care-i problema? Dar nu e problemă la mine de așa ceva, nu se pune problema, nu. Nu am nevoie, fraților, de atâta pește. E baltă cu reținere, ai dreptul să vii, vin să mă distrez, îmi oprești eu acolo 2-3 kg, chiar dacă am prins. Acum am prins vreo 4 kg. Nu mai am pește că luam decât 2 kg, nu mai am pește acasă. Mai am, de fapt, mai am vreo 3 sau 4 pungulițe cu pește albitură, că n-am mai fost la pescuit de la prohibiție încoa. Nu mai dau nume de bălți și am fost și pe bălți cu... un renume foarte prost, nu prost, cred că majoritatea le știți, vreo 3-4 bălți aici în jurul Bucureștiului, am prins de am spart norme. Trebuie să fii și pescar, băi, brodere, nu să te duci cu bombă, cu 6 cu arici de la, sau cum se numește, cu 6 cărlige, să spui că nu are balta pește dacă tu nu prinzi și bubuie muzica, faci gălăgie, trântești ușile. Asta nu e pescui, brodării mei. Gata, fraților, cred că ajunge. E ora... Hai că nu mai stau. E ora 8, am să stau până pe la... Da, n-are rost, ce să mai gata. Oricum, nici nu pot să stai atât dacă vii de dimineață. De fapt, mie îmi place, nu mă deranjează când vin de să nu fie soare de la puternic. Nu cred că am cântarul la mine. Hai că o să estimăm și noi așa. Facem așa o estimare. Nu-mi las nici cel mai micuț gunoiuț aici, ca să înțelegeți, absolut. Deci nimic, 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 nimic. O să vedeți când plec, las locul pentru că am eu nevoie, cum? Adică mă știe lumea și îi las ca nesimțitul. Bun, fiți atenți cum facem. Am eu nada cu sita. Nu trebuie să lipsească, da? Nu trebuie să vă lipsească. Mai am farfurioara cu... Așa. Aici toate cauciucurile, de fapt,
zgârciurile astea pentru bănuți, da? Ok, și acum, ce vreau eu să mai fac? Mai am, uite, mi se pare că e la ea. Hai, că așa vreau să o scot. Dar nu e o problemă. Cum să fac eu? Fiți atenți aici. Să nu cadă peștișorii. Vreau să-i pun sus aici, da? Că nu am încredere acolo. Ia să vedem, aici mai aveam câțiva. Nu am încredere în malul ăsta. Hai să-i și numărăm. Și avem 1, 2, 3, 4. Sunt frumoși, toți sunt numai pești frumoși. 5, deci am 6 pești aici, da? 6 pești. Și vedeți că sunt bucăți frumoase, nu sunt cataracte de alea de micuțe așa. Cataracte, mie și alea îmi plac, ce vorbiți? Nu să mănânc, să le prind. Gata? Ai, este-te-n aule, aoleu! Oh my god, oide, aoleu! Ce vorbești, mă? Ai că-i treabă bună! Deci am 6 bucăți acolo. Bă, ești nebun. Ce, mă, de la ora 1, mă? Bă! Păi am luat o găleată de pește. Ia uite, și fii atent ce frumos e. Băi, ești nebun. De 6 bucăți am aici, da? 7, 8, 9, băi, ești nebun. 10, 11, mamă, unul nu e rupt. 12, adică rupt de plasă sau alea. 13, ia uite-l ce frumos e. 13, să văd unde e ăla mai galben. 14, 15, uite-mă ce negri sunt. Ce frumos. 15, da? Ca ăia sălbatici. Uite-l pe ăla mai galbui. Mamă, galben spre negru. 15, da? 16, mamă, ia uite-l pe ăsta. Băi, 17, băi, ești nebun la cap. Ia uite, tremur, are Parkinson. E mare rău ăsta. 17? Mai că da. 18. 19. 20. Stai, brodere, stai în două ca fără plouă. 21. 22. 23. Și nu mai bucăți mari, ești nebun. 24. Mamă, nu mai au loc în găleată. 25. Opa, stai. 26, 27, 28, ce vorbiți, mă, și acum să vă văd, 29, 30, să vă văd acum în comentarii, mamă, că eu n-am fost pe baltă cu tare, cu tare și n-am prins. 31 de bucăți. Mai 30, ești bun. 31 de bucăți, da? Ca să... 31 de bucăți, scăpate vreo 7, 8... Și din ce m-am jucat, că aveam vreo 40. Ia fiți atenți aici cât am. Mamă, ce mă, ești nebun. Bă, dar nu am eu cântar, mă. Ce am pe aici, ești nebun. Am și gunoaie și... Hai că să spăr pungă. N-am luat eu cântarul. Ok, estimativ așa, ia să vedem. Sunt vreo 8 kg, 8-9 kg, sunt brotherii mei. Estimați și voi cât e găleata. În fine, gata, brotherii frumoși. Opa! Vă dați seama că dacă luam și crap, da, n-am, am pescuit doar cu o singură lansetă. Nu sunt nesimțit, ia să vedem. Da, nu-i mai nimic, gata, ajunge. Hai, ne vedem zilele următoare. În vlogurile următoare și o să vă învăț cum să pescuiți clipsat și foarte important, foarte, foarte important, o să vă spun și când vreau să vă învăț cum să pescuiți, da? După ce, înainte să strângeți lanseta, mai aruncați de câte ori ați clipsat. Deci avem odată clipsat, o scoateți din clipsul ăsta, da? Și o mai am odată clipsată. Recuperați. Pentru că
data viitoare, dacă mergeți în altă parte, așa, eu am dat la nimerală, dar știu distanța aici, la intercepție. Și mai am o dată, ca să vedeți că ajunge în clipsul celălalt. Mi s-a mai întâmplat să ajungă pe altă baltă, ia. Ia uite, a ajuns chiar în clips, cel de-al doilea clips. Lăsați pick-up-ul jos și verificați dacă mai aveți clipsată. Nu mai, gata. Gata. În momentul acesta, recuperați repede când nu cunoașteți balta, deoarece puteți agăța. Așa, cu un plumb, lansați, v-am spus că vă arăt eu. Lansați odată, de două, de trei ori și târâți-l pe jos. Vă învăț eu cum. Bun, gata. Haideți că le strâng și eu. Foarte frumos, o partidă memorabilă. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine. Uitați-vă și voi, da? Nimic, nimic. Cârpă, găletușa asta, am niște nad aici, da? Nu mai aruncați nada jos, uite așa se face asta, se strânge frumos, nu mai aruncați nada pe mal, aruncați-o în apă, am văzut la mulți că în general nada o aruncă pe mal sau la gunoi, dacă aveți dale cu gunoi, da așa, a uite. Ca să nu mai cobor până jos, minciogul și gata. Uitați-vă că nu am nimic, da? V-am spus. Nu arunc, nu las nimic pentru că mă cunoaște lumea și nu vreau să fiu nesimțit. Adică m-am dus eu și unde nu mă cunoaște nimeni. Și mi-am păstrat loc de bună ziua. Și îmi place să las locul curat. Ok. Vă iubesc mult de tot, brătării mei. Ancora e pe zonă. Unde dau eu cu pumnul, moare vițelul în vacu. Hai că da!